E un moment magic cu garda felină de la Disney Junior. Când crocodilii pun stăpânire pe câmpiile inundate, garda felină trebuie să intervină. Cineva o caută cu lumânarea. Bine, Macu, te-ai distrat destul. Acum trebuie să pleci. Pleacă sau te gonim noi! Fără liderul neînfricat? Sau mai bine spus, liderul fără răget? Cum? Oh, nu ați auzit? Curajosul Caion, liderul gărzii feline, este prea laș ca să-și mai folosească răgetul. Nu știu despre ce vorbești, Macu. Dacă ai impresia că ne trebuie un răget ca să te învingem, să fii sigur că greșești. Oh, mai discutăm. Îl iau pe Macu, puteți să vă ocupați de ceilalți? Bun pariu, Fuli! Am zis că n-avem nevoie de răget pentru tip ca tine. Renunți? Să renunț? Eu? Oh, nu prea cred. Credeați că o să preiau toate câmpiile inundate doar cu 3 crocodili? Macu, câmpiile inundate nu sunt ale tale. Poți să le folosești doar pentru că sunt ale tuturor animalelor din regat. Dacă nu vrei să le împarți, atunci trebuie să pleci. Așa e! I-ai auzit pe Caion și regina Nala. Plecați! Câmpiile inundate nu sunt ale tale. Mie mi se par ale mele. Noi, crocodilii, păstrăm ce luăm. Mamă! Nu, nu sunt furios. Acum? Ce o să faci, Caion? Roagi la mine? Ciristorănești pe mama? Din nou? Caion, crezi în tine! Data viitoare când vă spun, plecați! Chiar a fost? Nu știam că poți face asta cu răgetul, Caion. Nici eu. Cred că îmi trebuia doar încredere în mine. Mereu am crezut în tine. După cum a învățat Caion, când prietenii și familia au încredere în voi, aveți puterea să faceți orice. Urmăriți-ne în continuare pentru un alt moment magic și nu ratați Garda Felină la Disney Junior.